Mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau doar să-mi exprim deplina satisfacție față de această revărsare, acest torent de milă creștină și iubire față de aproapele pe care îl auzim de la distinsa noastră colegă, care, bineînțeles, ar dori ca toți ucrainenii să moară, pentru că așa ar fi mulțumit și domnul Putin. Vă mulțumesc!